Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit corpul tău, Maică prea lăudată, a Moldovei laudă cea cinstită și înainte stătătoarea cea încredințată Parascheva. Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru mânăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru menșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tonecazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prebinecuvântată, amărită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântează suflete albe pe Domnul, binecuvântat ești, Doamne, binecuvântează suflete albe pe Domnul și toate cele din lăuntul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează suflete albe pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește
miluiește, din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în ei se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătoate, cunoscute, a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, de lung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va veni iar. Mult după, fără de legile noastre, a făcut nouă, nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă. Că după înălțimea cerului de la pământ, a întărit Domnul mila sa înspre cei ce se tem de dânsul. Pe că sunt departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu-și va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din veac și până veac spre cei ce se tem de dânsul. Și îndreptatea lui spre fii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de lege a lui și se aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui pe toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârpute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, într-o locul stăpânirii lui. Binecuvintează-le suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu. Numele cel sfânt al lui binecuvântat ești, Doamne. Iară și iară în pace, Domnul, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Pe noi ieșine și unipeale, ții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, laudă suflete al meu pe Domnul, voi lăuda pe Domnul în viața mea, voi cânta Dumnezeului meu până ce voi fi. Nu vă încredeți în cei puternici, fiu oamenilor, întru care nu este mântuire. Ieși-vă Duhul lor și se vor întoarce în pământul lor. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit este căruia Dumnezeului acum este ajutorul lui, nădejdea lui spre Domnul Dumnezeului. Spre cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrâsele. Spre cel ce păzește adevărul în veac, spre cel ce face judecată celor năpăstuiți, spre cel ce dă hrană celor flămânzi. De slavă pe cei ferecați în ovezi, Domnul înțelețește orbii. Domnul ridică pe cei surpați, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei nemernici. Pe sărac și pe văduvă va primi și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți-vă, Domnul, în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Unul născut, Fiule, și cuvântul lui Dumnezeu, cel la ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, adentru palii sunt anăscătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care le neschimbate întrupat și răstignim pe Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iar și iar cu pace, Domnul, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prebinecuvântată, mărită, stăpână noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Preasfântă, născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așteptând, am așteptat pe Domnul și El a căutat spre mine și a auzit
cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea. Te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit portul tău, Maică prea lăudată al Moldovei, lauda cea cinstită. Și înainte să te toare cea încredințată Parascevo, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Înțelepciune trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit portul tău, Maică prea lăudată a Moldovei, laudă cea cinstită. Și înainte stătătoarea cea încredințată Parascevo, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Domnului să ne și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Cei bine credincioși, Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși.
Oh.
aminte, pace tuturor. Și Duhului tău. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului lui, lui. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Înțelepciune din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Domnul este Duh. Și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, ne preschimbăm în același chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului, fiindcă Dumnezeu care a zis strălucească din întuneric lumina, El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. Și în toate pătimind necaz, dar nefiind striviți, lipsiți fiind, dar nu desnădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, dobândiți, dar nu nimiciți, purtând totdeauna în trup omorârea Domnului. Pentru ca și viața lui Să-i trebuie și cel doresc, nu-i va găsi.
înțelepciune drept să ascultăm. Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnului, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața și-o va pierde, iar cine-și va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor: adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a toți stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, tu mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,
și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămânachi, preoți, ierodiacon, diacon, mânach și mânahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru fericinții și purerea pomeniții ctitore acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, dorem măritor creștin care odihnesc aici și pretutindă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt local. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur mulțumind. Milosivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belciugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milosiv totdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Din atinsul ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Precum ai ascultat milosirea rugăciunilor robilor tăi, Doamne, și le-ar da lor mare ta iubire de oameni, așa și ia de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bune dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi toți mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și trupurilor robilor tăi acestora, Gheorghe, Elena, Maria, Sofia, Ioana, Corneliu, Valeriu, Silvia, Marin, Aurica, Aurelia, Petru, Anișoara, Maria, Nicolae, Valerie, Elisaveta, Victoria, Mărioara, Tudora, Lenuța, Cleopatra, Maria, Maria, Vasile, Florina, Ioana, Margareta, Ileana, Irina, Ilie, Maria, Ana, Anton, Ștefan, Elena, Gabriela, Vasile, Sorana, Filomica, Floarea, Camelia, Gheorghe, Aurica, Ștefana, Florica, Niculae, Elena, Didona, Ioana, Florica, Ecaterina, Rădița, Gheorghița, Marin, Vasile, Zoia, Maria Dorina, Maria Georgeta, Aneta, Stella, Gheorghe, Tudora, Ileana, Angel, Antoaneta, Maria Necula, Gheorghe, Constanța, Cornelia Ion, Constanța, Salomia, Adrian, Romeo, Elena, Cecilia, Gabriela, Elinca, Victoria, Ligia, Maria, Mihai, Aneta, Virginia, Veronica, Mariana, Georgeta, Ecaterina, Mariana, Maria, Elena, Constantin, Maria, Ilia, Atena, Valeria, Maria Dobrița, Elena, Mariana, Vasile, Ion, Florica, Niculina, Leanca, Maria, Mița, rezidenția acestui centru de îngrijire și cei ce lucrează în această instituție și robii lui Dumnezeu, cei ce sunt de față la această sfântă slujbă, preotul Mihai, Marian Cezar Mihai, Vladimir, Gabriel și Tudor și Teodor, și ca un bun iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică-i din patul durerii cel ce nu voiești moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu,
îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește-le boala, ușurează-le sferința și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, atinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii precum oarecând pe fica lui Iair și sănătoși arată. Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac mine sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și mitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne înțelepciune, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vi-o
toată grija cea lumească. Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoții, romonahi, rodiacon, diacon, monahi și monahim, și pe tot clerul bisericesc și monahicesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe toți arhiereii țării românești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și purerea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pe al făcător de bine, miluitori, ajutători, ostenitori, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întrecirea neamului, demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei adormiți în centrul acesta de îngrijire, cu tot neamul lor cel adormit, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drepmănitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în veci, în vecilor. Amin. Amin.
Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Kyrie eleison. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Kyrie eleison. Sfânt locașul acesta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește. Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cerule și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o păcăință o să vârșim, de la Domnul să cere. Tu și creștinezi vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspunsul la fricoșătoarea judecată lui Hristos să cere. Preasfânta, curată, prebinecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Cerul pneumatisul. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând, să mărturisim. Pater Ioan, chemai o plefma triada omosion che iubite voi, Doamne,
pușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă în pace a o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Yeah.
Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va răsa. Aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. 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 Sfânta curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară, Maria.
Pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întrecinstit, sănătos îndelungat în zile drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți, și pe toate. Cine dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mari Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Voi cu tot și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele dar ce s-au dus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm. Ai iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescu său jerfenic, într-un miros de bună mireasmă, duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Și ne vrâncește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre zilele, dă-ne nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbovește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să ne plecăm. Ție, Doamne. Harul și mântuirile și iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, Bunul Sfânt, slavă lui Dumnezeu Tatăl. Tu
jale. Dă-ne nouă umilință, scară către înălții, întărește-ne credința, apără-ne că pierim. Apără-ne că pierim, cădem cuvioasă la moaștele tale, tu Fecioară cuvioasă, care țara ne-a iubit și ca steaua luminoasă peste Iași ai răsărit. Ca steaua luminoasă peste Iași ai răsărit. Cădem cuvioasă la moaștele tale, tu ne izbăvește de cumplită jale, tu ne izbăvește de cumplită jale. Credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, m-am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, despărțit de Sfintei Trăi, închinându-ne, ca aceasta ne-a mântuit pre noi. Totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Primind Dumnezeștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de Viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Fiu-a toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor.
pace să și pentru numele Domnului. Să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește, pe aceștia îi răsplătește preamărind dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cărmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Lumilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie în numele Domnului binecuvântat de acum și până în acum și până în veac. Numele Domnului fie binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântare Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Sfințite, binecuvântează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și Întălăudaților Apostoli, ale Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfinte Cuvioase, Paraschiva ocrotitorului acestei parohii, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, a cărei liturghie am săvârșit, ale Sfinților dreptul dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.